de locatari ai unui bloc din Neamț au ajuns aproape să trăiască sub cerul liber. După ploaia de noaptea trecută, oamenii strâng apa din apartamente lighean după lighean. Acoperișul blocului nu i-a protejat după ce a fost distrus într-un incendiu în luna iulie. De atunci, nicio autoritate nu i-a ajutat. Acum ploaia torențială le-a ajuns în case, iar ei stau cu apa și roaie pe pereți. Toate le-am scos, astea am avut, astea le-am pus. Toate astea am strâns apă, am cărat pe baie. Noroc că am pus ieri folică. Ce făceam? De două luni, oamenii trăiesc coșmarul blocului fără acoperiș. La ploaia de noaptea trecută, însă, nu au mai făcut față. Au pus pe jos toate recipientele din cămară și au mutat toată mobila în mijlocul casei. Din când în când, cu un mop, au încercat să șteargă pereții. Ligheanul cu apă acolo, nu pot să dau drumul la lumină. Pur și de la bec, uitați. Apă. Locuințele de la ultimul etaj sunt distruse. A început să plouă din pot. Am pus vase pentru a aduna apa. Pe la 10 a început să dăm cu mopul, să tragem mobilă și tot. Necazul se amplifică odată cu fiecare ploaie. Asta după ce la sfârșitul lunii iulie blocul a fost cuprins de flăcări. Din pod se vede cerul, iar ce a mai rămas din acoperiș este un pericol. Toate grinzile astea le ia vântul. E jale, da. Când eu, când vecina a strâns apa de pisitor de acolo, i-a distrus definitiv, e ninorocit. Atunci oamenii au primit promisiuni de la autorități. Dar atât. Și asta din cauza că blocul este o proprietate privată. O făcut și anchetă socială. S-a promis că dă niște bani pentru casă și eventual să-i pui pentru acoperiș și după aceea noi, da? Nimeni nu zice nimic. Măcar dacă ar curăța și să punem noi o șapă ceva. Cui să-i șerim? Că zici că suntem bloc particular, dar ce să facem dacă suntem o mână de pensionari și nu avem cu ce plăti? Cum problema nu pare să aibă o rezolvare prea curând, pensionarii trăiesc deocamdată cu ligheanele în mijlocul casei și riscă să se îmbolnăvească din cauza igrasiei.